Imediat după depunerea jurământului în fața studenților și părinților, a ieșit ministrul de interne, care a promis salarii decente și apartamente de serviciu. Până atunci sper că în 4 ani și salariile vor fi alte, și dotarea, dar și cu apartamentele de serviciu. Noi până la finele anului, eu sper că totuși o să ne reușească, câteva sute de apartamente noi o să le primim. În condițiile în care salariul unui polițist începător este de 5.000 de lei, studenții spun că leafa ar trebui să fie de cel puțin 10.000. Totuși, nu pentru bani au venit în poliție, ci din pasiune, spun tinerii. Să presupunem un ofițer la 10.000, pentru că trebuie să ai cu ce întreține și familia și personal. Am ales această meserie pentru că îmi place și am susținere din partea familiei și părinților. Consider că este una dintre cele mai importante meserii. Doresc să servesc Republicii Moldova. Care ar fi trebuit să fie salariul unui polițist ca să nu fie tentat să ia mită? Știu, în dependență de direcție. Tu cât ai vrea? Nu pot să spun. Și părinții viitorilor polițiști consideră că această profesie nu este răsplătită corespunzător. Totuși speră că ministrul își va respecta promisiunile. Promite multe, dar vom vedea, cu ajutorul Dumnezeu, vom vedea cum va fi mai departe. Credeți în aceste promisiuni? Credem în toate. Și o mare plăcere când vezi că așa ficior e acum matur și s-a ales așa profesie bună. Надеюсь, что они выбрали эту профессию не потому, что это там высокооплачиваемо или еще что-то. Просто я думаю, что они, может, хотят навести в стране порядок, а может быть, хотят ну, какие-то свои мечты, надежды, желания воплотить. Да, mai bine să ducă după граница copiii noștri. Nu mai bine să stăi acasă aici, să șapere statul și poporul. O să cotit că e mai bine lângă părinți, în țara ei, decât argat în altă parte. În acest an, la Academie de Poliție Ștefan cel Mare s-au înscris 52 de fete și 85 de băieți. Aceștia vor studia 4 ani, după care vor deveni polițiști cu acte în regulă. Studiile sunt cu finanțare bugetară.